Ce papi? Borș? Da. Hai, să păpăm borș. Denis are 7 ani și fiecare cuvânt pe care îl spune este o mică victorie. Când v-a zis prima dată mama? La 3 ani jumate, 4. N-a sperat, dar Dumnezeu parcă îmi zicea că o să zică și mama. La vârsta de 3 ani, băiatul a fost diagnosticat cu autism infantil și de atunci viața familiei s-a schimbat complet. A fost un moment foarte greu și pentru mine și pentru soțul. Era primul copil al nostru, nu credeam că are autism. Mulți au zis că mai bine îl lăsam în plasament. N-aș putea, copilul meu, cu mie, rămâne copilul meu. Nu am cum să abandonez un copil așa. Trebuie să luptăm. Și într-adevăr, pentru părinții lui Denis, fiecare zi s-a transformat într-o luptă. Am fost la Bacău cu el, la doctor. Mi-a zis că are el. Denis, nu-i voi la foc. Vino încoace. Denis este un copil plin de energie care nu poate fi scăpat din vedere sau lăsat singur nici măcar o secundă. Prima dată când l-am lăsat, mi-a dat foc la pat. Mi-a luat jar din sobă. După șocul diagnosticului, mama s-a simțit copleșită și neajutorată. Încotro s-o apuce și cum să-și ajute copilul. Șansa băiatului a fost echipa comunitară din proiectul UNICEF, care i-a dat speranță și soluții concrete. Întâi a depus actele pentru ca băiatul să fie încadrat în grad de handicap. Apoi mama a devenit asistent personal al lui Denis și asistența financiară obținută astfel a fost de mare ajutor pentru a acoperi nevoile copilului, alimentație adecvată, terapii individualizate. Și pentru că Denis este iubitor și responsabil cu animalele, i s-a recomandat să-i cumpere copilului prieteni necuvântători. Dimineața când îmbrac, când zice mamă, papa, pui, apă. Trebuie să știu că trebuie să dau mâncare la pui, la animale. Așa că atunci când e vremea frumoasă, Denis stă mai mult prin curte cu găinile, cu iepurii și cățelușa Tora pe care o adoră. Interacționează fantastic cu animalele și părinții au observat mari progrese în comportament. Dar cel mai spectaculos salt în evoluția lui Denis s-a văzut de când a început școala la Bacău la peste 30 de kilometri de casă. Am strâns bănuț cu bănuț, ne-am mai împrumutat și am luat mașina asta anume pentru el. Da, acum e stricată. Pentru că nu există o altă posibilitate de a ajunge la oraș, familia lui Denis plătește un consătean cu mașină care să-l aducă pe băiat la școală în fiecare dimineață. De ce nu poate merge aici în localitate? Zice că e copil cu probleme și nu poate să-l primească aici în colectivul copii normal. Am încercat și anul trecut și acum 2 ani tot așa la grădiniță, dar nu mi l-a primit. La clasa pregătitoare de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 din Bacău e petrecere. Aici îl găsim a doua zi pe Denis, dansând fericit împreună cu colegii lui. Pentru copiii cu tulburări de spectru autist, socializarea, terapiile zilnice și profesorii dedicați sunt esențiale pentru a progresa. Vine la școală cu plăcere și place să stea la școală. Are mai multe activități preferate. Îi place să se joace cu jucăriile care scot zgomot. Îi place calculatorul și să vadă povești. Dar cel mai mult lui Denis îi place în camera senzorială, unde descoperă culori și senzații noi. Apoi, după o rundă de joacă, face exerciții de logopedie, kinetoterapie și autonomie personală. Sper totuși să poată să ajungă să se descurce singur, să fie pe picioarele lui. Este greu, dar nu este imposibil. Aici, în locul în care i-a ajutat să învețe atâtea lucruri, Denis predă la rândul lui o lecție importantă. Chiar și atunci când este greu, nu trebuie să renunți. Trebuie să mergi mai departe și să mergi pe drumul care ți-a fost destinat. Și destinul lui Denis se construiește în fiecare zi cu pași mici, alături de oameni cărora le pasă. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Denis și alți copii ca el. Îți mulțumim!